ziua, prieteni pescari, Filip Mihai aici de la Pescarii Lupește. De data aceasta cu un episod din atelierul de creație, pentru că m-am gândit să vă arăt ceva din punctul meu de vedere important și interesant, care un lucru pe care l-am omis și care este destul de important pentru noi. După cum bine ați văzut, în majoritatea partidelor noastre pescuim cu o anumită montură, un anumit rig, și anume derigul. Este una din monturile mele preferate. Și cu toate astea nu am vorbit prea în detaliu sau pe larg despre acest rig și cu atât despre confecționarea lui, cât și despre mecanică și întrebuințarea lui. Așa că m-am hotărât ca în episodul de astăzi să vă prezint derigul, vestitul derig și confecționarea lui, avantaje, mecanică și așa mai departe. O să încercăm să dăm cât mai multe detalii utile. Deci, v-aș propune să rămâneți lângă noi ca să aflați toate aceste lucruri minunate. Ca o mică paranteză, vreau să vă spun, să vă readuc aminte despre întrunirea noastră care va avea loc pe 29-30 august, ultimul weekend din august, pe Cândasca Lakes, încă bazinul numărul 1, încă mai sunt pontoane libere, încă mai avem câteva standuri libere, așa că nu ezitați să mă contactați fie în privat, fie în comentarii, dacă vreți să ne însoțiți acolo, să facem toți o partidă frumoasă, care se va lăsa cu pește mult, cu ceaune, cu grătare, cu vinuleți și cu toate cele bune. Acum că am făcut și acest anunț, am republicat acest anunț, haide să-i dăm bătaie, să ne vedem de treburile pescărești. Prezentăm un pic materiale pe care le vom folosi. Avem un fluorocarbon de la Claumar 0.35. Este un fluorocarbon la limita dintre rigid și moale, ca să spun așa, așa îmi place mie să-i spun. Un fluorocarbon care se lucrează ușor și care are o rezistență foarte mare. Îl folosesc deja de două sezoane. În rare cazuri folosesc și de 0.40. Apoi avem un ac de la Claumar, Curvesheng numărul 4. Folosesc numărul 4 pentru că va fi un derig pentru snowman. Dar de regulă folosesc numărul 6 atunci când îl folosesc, când îl construiesc pentru o singură bilă, fie că e vorba de bilă de 14, fie că e vorba de bilă de 16 sau poate chiar 18 mai mare, nu am pescuit la derig cu ac de 6, pentru că mi se pare, dacă pun o bilă de 20, mi se pare cumva prea aproape de ac momeala. Nu am probat, nu am testat, dar pur și simplu așa mi se pare. Un spin de momeală, este un spin mare de 18 mm, pentru că este confecționat pentru o momeală dublă. Un vârtej numărul 8, forfecuță, ustensile și momelele, bineînțeles, pe care le vom folosi. Tăiem în jur de 30 de cm de fir. Este un rig care mănâncă destul de mult fir, ca să spun așa, pentru că are două noduri, plus cel de la vârtej. Asta înseamnă deja că se pierde ceva fir. Bun, primul pas ar fi confecționarea unei bucle simple, da? Deci, pur și simplu, se face o buclă. Această buclă se aduce paralel cu acul, cu vârful acului mai exact, da, în poziția aceasta. Apoi, această buclă se ține, deci o lăsăm deschisă, o ținem,
firul lung care ne rămâne, îl înfășurăm de 3-4 ori, îi dăm 3-4 spiri în jurul cozii cârligului, dar și în jurul acestui fir, da? Deci trebuie să le prindem pe amândouă cu spirele. Apoi, după ce am terminat spirele, le securizăm ca să nu se desfacă cu aceste două degete, iar firul lung care ne rămâne îl introducem prin bucla pe care am făcut-o la început. Strângem prima oară de acest fir, apoi și de cel din spate. Umezim un pic și strânge cât mai bine de firul din spate. Îmi dau seama că nodul este destul de strâns. În momentul când va culisa destul de greu pe tija cârligului. Aduc nodul în poziția ideală, undeva în dreptul vârfului cârligului. Tăiem surplusul de fir pe cel scurt. De regulă aici îi dau și foc, dar bate vântul și risc să dau foc întreg rigului. Apoi, practic partea grea a trecut, ca să spun așa. Se introduce spinul pe fir. De menționat că aici se poate folosi și microvârtej pentru momeală și spin de 12 mm, fiecare cum este mai lejer. Eu m-am învățat cu spin pentru că este mai practic și mai ușor de folosit. Apoi se face nodul fără nod. Introducem firul prin spatele cârligului. Păstrăm aici o buclă în forma literei D. Da, ceva de genul. Și pur și simplu mai dăm, matisăm încă 3-4 spire. Nodul fără nod. Strângem. Și cam așa arată derigul nostru pentru o momeală dublă, pentru un snowman. Urmează să-i atașăm vârtejul, executând nodul dublu 8, pe care îl avem detaliat deja într-un episod. Deci nu o să-l mai explic pe larg acum, pentru că l-avem deja prezentat. Totuși sper să se vadă în videoclip. Ne lăsăm un fir cam de 10-11 cm, pentru că atunci când îl vom strânge nodul, va ajunge un rig de vreo 13-14 cm și este numai bun de folosit atât pentru monturi inline, cât și pentru monturi elicopter. Până la mumeală sunt 14,5 cm. Este o lungime ideală pentru atât pentru pescuit inline, cât și pentru elicopter. Strângem bine, tăiem surplusul de fir. Și nu ne rămâne decât să-i punem mumeala și să-l dăm la apă.
de precizat un lucru foarte important. Este derigul este o metodă foarte utilă și sigură de a folosi un snowman pe fluorocarbon, pe fir rigid, fără a încurca mecanica, ba chiar din contră. Este o pilă de 16 mm de la Dennis Panca, SV Carboiles și pop-up Mulberry Florentine de la Dynamite. Apetisat! Prieteni pescari, îmi cer scuze că nu m-am ținut de cuvânt de această dată. Știu că am promis la începutul acestui episod să detaliez mult mai pe larg acest rig, derig, bineînțeles. Știu că am promis să vorbim despre mecanica lui, despre avantaje, despre dezavantaje, despre construcția lui mai amplă, despre situații când să-l folosim, tipurile de substrat, de lacuri și așa mai departe. Mai pe scurt, toate detaliile care contează și se învârt în jurul acestui rig, dar nu vreau să fiți dezamăgiți pentru că am sesizat că este filmat deja acel episod cu detaliile și cu tot ce contează, doar că dacă îl lipeam de acest video, de acest episod, ieșea unul foarte lung și atunci am decis să las doar construcția lui în sine, doar construcția rigului în acest episod și în următorul cu siguranță voi arăta detaliile și voi explica fiecare părticică al acestui rig. Așa că rămâneți lângă noi în continuare și cu siguranță în viitor veți avea parte de aceleași informații utile pe care le-am evidențiat și până în acest moment. Ne dorim să ajutăm, ne dorim să deschidem ochii, ca să spunem așa, celor începători sau să răspundem la cât mai multe întrebări utile, bineînțeles. Așa că rămâneți lângă noi pentru episoadele din viitor, pentru episoadele următoare și cu siguranță veți afla lucruri interesante și de acum încolo. Până atunci, vă mulțumim pentru susținere, pentru încurajări, pentru comentariile frumoase și vă urăm numai sănătate, numai de bine și fire întinse tuturor!